În acest film vă voi arăta cum se poate face codarea bateriei, unei baterii noi pe o mașină Audi. Există trei versiuni de power management pentru o baterie. Versiunea originală care este uh, separată, se găsește ca unitate separată uh, și este chiar power management. Versiunea Apoi, următoarele două versiuni sunt integrate în CanGateway. Există o versiune non-UDS, versiunea mai veche și versiunea mai nouă la mașine după 2015 UDS. Pentru a afla exact care versiune există în OBD11 se poate vedea apăsând pe info pe orice calculator al mașinii și făcând scroll la protocol. Aici scrie CAN UDS, deci suntem pe versiunea UDS Pentru codarea bateriei nu este nevoie neapărat să cumpărați o baterie originală care are serial number pe ea și să se poate face codare și pentru o baterie care nu este neapărat OEM, Iar ca și serial number se poate lua un serial number de pe internet Și se schimbă o cifră a, și se, se codează Sau se ia serial number existent în a, codările mașinii și se schimbă la fel O cifră din el și se pune ca un nou serial number Um, acum pentru setările efective se merge deci în, în gateway, apoi la adaptation, aici battery adaptation și avem trei rubrici: rated battery capacity care este înseamnă câți amperi a ora are bateria, se completează exact cu cât scrie pe baterie. Baterii tehnologii care se referă la tipul de baterie, că este baterie a, AGM, că este cu elemente inundați sau că este pur și simplu o baterie clasică. Uh, în OBD11, uh, modelul AGM apare ca flis. Asta este o reminiscență rămasă din, uh, din limba germană, de fapt, care n-a fost tradusă uh, până la urmă în engleză. Uh, wet battery există, uh, este tipul normal de acumulator. Uh, binary AGM, unii au folosit așa ceva, dar nu știu exact dacă e bine. FB este tipul celălalt. Celălalt de baterie care mai poate fi folosit teoretic pe mașină. Și aici mai vedem și alte tipuri care nu au legătură cu, cu ceea ce se poate pune caide la mașinile care au start stop este recomandat de producător să fie pusă o baterie AGM care suportă mult mai ușor ciclurile de start și stop ale mașinii când se merge în în oraș și mașina la fiecare semafor oprește oprește motorul după care îl pornește și așa mai departe și nu prea are timp să îl încarce. Al treilea, al treilea, a treia rubrică este codul producătorului, care în principiu se găsește pe, pe baterie și poate fi introdus ca orice, ca orice valoare. Pentru cele mai răspândite care există, Varta, a codul lor este VAO. O parte din bateriile Varta, iarăși cele OEM sunt făcute de fapt de GCB, și atunci scrie pe baterie au trecut JKB și trebuie trecut aici la fel. Serial numărul, cum ziceam, eu, eu acum am montat pe mașină o baterie Bosch Silver S05, care de fapt este o Varta. Bosch nu face baterii, ci pur și simplu le ia de la Varta și le rebranduiește. Și am trecut codul de la Varta, iar serial numărul, cum ziceam, l-am schimbat pe cel existent care l-aveam cu o cifră. Și asta a fost tot. Deci se apasă la final pe, pe butonul verde de aici, se face codarea, și asta este tot ceea ce trebuie făcut pentru, pentru a, ca mașina să știe că bateria a fost schimbată. A, Ideea este mașina vapor va merge și dacă este schimbat acumulatorul și aici nu se nu se modifică valorile. Dar atunci calculatorul mașinii care se ocupă de managementul încărcării bateriei, neștiind că bateria a fost schimbată, va încărca cu un acumulator nou, poate cu tensiune mai mare, dacă bateria veche era mai slabă, încercând să o țină așa cum, cum a, a avut istoricul de-a lungul timpului al bateriei. Faptul că a scăzut i -a scăzut capacitatea, pe măsură ce a trecut timp i-a tot scăzut capacitatea, i-a tot scăzut capacitatea, și acum având un acumulator nou, Uh, mașina ne, uh, ne fiind codată aici, uh, ne știind că există un alt acumulator pe mașină, încearcă să o încarce după strategia care o are memorată de la bateria anterioară. Și încearcă să încarce mai mult decât trebuie un acumulator care nu are nevoie de, atâta, de atâta încărcare. De aceea e bine să faceți acest, uh, aceste setări uh, aici și după ce uh, să fac toate setările, uh, e de ajuns de mers 2-3 km și apoi reveniți aici și verificați că parametrii au rămas și sunt uh, sunt corecți. Uh, în afară de asta mai există niște parametri, dar nu nu sunt aici. Îi voi face voi face un alt film cu cu testarea, cu testarea bateriei. Uh, pentru cei care sunt interesați să mai vadă și alte tutoriale referitoare la uh, diagnoza cu fcds și schimbările de funcții eventuale ale mașinii, lăsați-mi un coment și dați subscribe și am să încerc să vă fac filme și cu explicații pentru ceea ce uh, se dorește în plus. O seară bună tuturor!